După o grevă spontană făcută săptămâna trecută, cei 200 de angajați de la Energoconstrucția Rovinari au organizat astăzi o grevă de avertisment de 2 ore. Oamenii sunt nemulțumiți că de 4 luni nu și-au mai primit salariile. De joi, muncitorii vor să recurgă la greva generală. De la ce oră sunteți aici? La 7:30. Normal, de la 7, că așa venim la program. Și până la 9:30 nu veți intra la muncă? Absolut, nu vom lucra. De joi vom continua o grevă generală. Vom contacta un avocat, probabil, pentru a merge în instanță, că situația este mult și prost gândită de mai șefii noștri buni, care nu vor să ne dea salarii de 4 luni. Începând de joi, muncitorii nu vor să se mai întoarcă la serviciu. Oamenii se plâng de faptul că nu mai au din ce trăi. Care sunt nemulțumirile dumneavoastră? Nemulțumirea bani, până la urmă. Să muncești așa de luni de zile, fără niciun leu, cui ar conveni? Și dacă ar fi în locul nostru, mai mari, nu vorbim de cei de aici. Ei n-au luat cei salariile săraci tot așa, de 6 luni. Salariul ne-a luat la 1 noiembrie. Dacă nu vi se dau banii, de joi nu mai intrați la lucru. De joi încolo, din 18, nu mai intrăm. Pe ce perioadă? Păi probabil până la Paștia, la înălțare, nu știm nici noi. Nedeterminată, până la vară, nu știm. Începând de joi, cât timp nu veți mai lucra? Până nu se dau banii. Directorul sucursalei Rovinari, Jean Patentașu, amenință că dacă muncitorii nu vor intra la serviciu, va fi nevoit să aducă alți angajați pentru a-și onora comenzile. Oamenii spun că de joi nu vor mai intra la muncă și nu acest lucru va ține până când dumneavoastră le veți da cel puțin 2 salarii. Bun, deci nu avem decât varianta de a aduce alți oameni care să lucreze. Contractele trebuie să deruleze. Nici personalul TESA nu și-a mai primit salariile de peste 6 luni de zile. Neoficial, peste 90% din angajații de aici amenință cu demisiile.